Este al patrulea an în care cei mai buni elevi din SEIN sunt trimiși în tabere gratuite pe litoralul românesc. Asta este posibil datorită unui parteneriat între Primăria SEIN și Primăria Cumpăna din județul Constanța. Mai mult, există o hotărâre de Consiliul Local care legalizează acest cadou pentru cei mai valoroși copii. Vin de acolo toți copiii care au luat premiul întâi între clasele 5 și 12 și de aici merg din nou toți copiii care au luat locul întâi și care, bineînțeles, doresc să beneficieze de această tabără care este cu ajutorul Consiliului Local. Sunt 24 de elevi care a luat locul întâi. Acum domnule director finalizează lista, să vedem, întrebăm pe fiecare dacă doresc și vom vedea exact câți copii vor pleca la Cumpăna. Elevii din SEIN vor ajunge pe litoral în luna august, în timp ce adolescenții și liceenii din Cumpăna sunt așteptați în Maramureș săptămâna viitoare, când în SEIN vor avea loc manifestările incluse în cadrul sărbătorilor orașului. Astfel, ei vor avea posibilitatea să vadă și cum petrec seinenii.